Premierul Ludovic Orban și-a ținut promisiunea făcută a luminiștilor slătineni. Contravaloarea taxei de cogenerare pentru 2019, în cuantum de 50 de milioane de euro, a ajuns în bugetul ALRO. Liderii PNL Olt, în frunte cu președintele Liviu Voiculescu, candidatul la primăria Slatina, s-au întâlnit astăzi cu conducerea societății, care i-au transmis ca o parte din această sumă să ajungă sub diverse forme și la salariații societății. În această dimineață am avut o întâlnire cu conducerea ALRO, apoi o întâlnire cu liderii sindicatelor. În cadrul discuției am solicitat conducerii ALRO să asculte solicitările sindicatelor, să asculte păsurile oamenilor și acest ajutor pe care guvernul Ludovic Orban l-a acordat ALRO să se regăsească și în bunăstarea angajaților, și în condițiile de muncă, și în condițiile salariale. Onorarea promisiunii făcute de Ludovic Orban conducerii ALRO în primăvară a adus bucurie în rândul sindicaliștilor. Banii vor permite continuarea activității societății, dar și creșterea veniturilor angajaților fostei uzine de aluminiu, în urma renegocierii contractului colectiv de muncă, discuțiile fiind reluate astăzi. Este o gură de oxigen, în primul rând, pentru achiziționarea de energie electrică, e materia primă cea mai importantă și cea mai scumpă, și restul, alumină, cox, etc. Bineînțeles că din acești bani, din schema de sprijin, trebuie acordat și salariaților, că astăzi demarăm renegocierea CCM-ului pe 2020-2021. Sindicaliștii susțin că fără acest ajutor, societatea slătineană ar fi întâmpinat probleme de funcționare. Ei au mulțumit conducerii PNL Olt pentru demersurile multiple făcute în sensul acordării celor 50 de milioane de euro și promit să întoarcă sprijinul primit la finele acestei luni. Cu domnul președinte Voiculescu, căruia trebuie să-i mulțumim pentru că a avut o contribuție importantă în derularea acestei acțiuni pentru acordarea schemei de sprijin acestor bani. Și a avut o implicație directă atât cu Guvernul României, cu primul ministru, cât și mergând la Strasburg împreună sau și la Bruxelles cu conducerea societății și cu președintele Consiliului de Administrație, Marian Năstase. Deci e o mulțumire și trebuie să și ajutăm în această prismă, mai ales că e candidat din partea PNL la primăria Slatina, deci trebuie să avem și noi un cuvânt de spus, să căutăm să ajutăm, adică e ajutor reciproc. ALRO Slatina a trecut în ultima perioadă printr-o situație dificilă cauzată de efectele pandemiei de coronavirus pe piața aluminiului. Pentru continuarea activității, ALRO avea nevoie de sprijin din partea statului. Societatea a cerut ca statul să returneze o parte din taxa de cogenerare achitată anticipat. Promisiunea făcută în primăvară de premierul Ludovic Orban s-a concretizat zilele trecute, când în visteria ALRO au intrat 50 de milioane de euro.